Hello și bine v-ați întors pe canalul meu de YouTube. Astăzi vom face un clip cu 5 hack-uri, să zic așa, interesante, după părerea mea. Cum să ne facem un eyeliner folosind diferite tool-uri sau gadget-uri pe care le avem prin casă. Și țin să menționez că am găsit aceste idei pe Pinterest, mi s-au părut interesante, am zis why not, hai să încerc și eu și să vedem de acolo ce o să urmeze. Așa că fără altă prosteală, fără ruși de dinți, să ne apucăm de video. Primul hack pe care îl vom face este cum să îți faci eyelinerul folosind o ață, iar eu am aici o ață dentară pentru că singura ață pe care o aveam în casă era neagră și m-a încurcat teribil de tare și trebuie să vă arăt imediat de ce. Am luat un eyeliner, am luat câteva eyeliner aici, despre care încă nu am neapărat o părere formată, o să-l folosim pe ăsta de la L'Oréal Paris Ultra Precision by Superliner. Din câte știu eu, ăsta este destul de apos și mie mi-ar trebui un apos. Am văzut că s-a uscat chiar. Ok. Și cum avem noi aici ața aceasta, o vom colora pe o parte cu eyeliner. După câțiva stomatologi se învârte mormânt în momentul ăsta când mă văd pe mine ce fac aici. Bun. După ce avem ața asta așa colorată și vedeți că dacă ar fi fost neagră, e ok. Vedeți că dacă ar fi fost, vedeți că dacă ar fi fost ața neagră, n-am fi știut pe care bucățică am colorat-o. Așa, dacă e albă, vedeți tot treaba asta. Și în principiu ar trebui să vă dați seama, să puteți să mișcați ața pe lângă ochi în funcție de cum vă doriți voi să faceți eyelinerul, să zic așa, ca să nu să pun cu partea unde, care, unde chiar am eyeliner. Mi-e și frică dacă o să greșesc. Ia să vedem. Ce e asta? Nu s-a pus nimic. Am o... Hai să mai încercăm o dată. Băi, eu cred că nu e bun eyeliner. Ha! Hai să vedem cu altceva. Ia să încercăm. Wonder Wing. Mi-a sunat telefonul. Scuzați, am dat pe silențios, gata. Wonder Wing de la Rimmel. Eu cred că e proastă și ața asta pe care am ales-o eu, da. Hai să vedem. Wonder Wing ăsta trebuie să-i dau o șansă, că are o peniță tare interesantă. Ok, am aplicat din nou. Ia să vedem acum. E? Este cam urâtă. Hai să mai punem ceva produs pe ăsta. Ok, o să pun și o parte cealaltă, măcar să fiu sigur că am pe toate părțile. Și să mai încercăm o dată. Urmăresc ce am pus mai devreme. Hai să întorc și pe partea cealaltă unde mai am Skyva produs. Apropo, mai folosește cineva în Skyva? Că e tare culoasă. Mi se pare că am niște regionalisme care nu sunt din regiunea mea, cred că de la bunica mea le-am luat. Bă, da, eyelinerul ăsta de ce nu se ia? S-a uscat? Deja? Oh, n-ai de eyeliner. Bun, deci eyelinerul de la Rimmel se usucă repede. E bine de știut. În fine, ideea este că am reușit să trasez o formă de eyeliner, ce e drept este una cam dramatică. Ideea este că acest hack, din punctul meu de vedere, nu funcționează. Adică nu cred că aș dori să ies chiar cu detail eyelinerul pe stradă. Sau și dacă aș dori să ies cu acest eyeliner, nu aș dori să-mi ia o oră până-l fac. Da, mă rog, să zicem că pentru partea de jos e ok dacă vreți doar să decideți care să fie direcția lui, așa că trebuie să aplicați foarte puțin pe o suprafață foarte mică, trebuie să exersați foarte mult ce e asta. Am mai văzut un hack undeva, cu agrafă de asta și, mă rog, trebuie iarăși să colorăm unde este eyelinerul ăsta, măcar știu că ăsta e ok. Trebuie să colorăm partea asta, practic V-ul, acum se vede V-ul ăsta, și să îl punem așa, cred, ca să rămână o formă
Și după aia trebuie să continuăm noi manual. Ideea este că uitându-mă acum la această formă, îmi dau seama că o să avem un wing destul de gros. Da, hai să vedem ce ies undeva azi. Nu mă vede nimeni cu ce o să fac aici pe față. Pe față! Ia să vedem, mi-am pus niște eyeliner și ștampirăm. Măi, eyelinerul ăsta se usucă cam repede. Hai să încercăm altul. Uite, l-am pe aici pe ăsta, Super Liner Superstar L'Oreal Paris. Ia să vedem. Să vedem, să vedem ce o să iasă. Eu am fițe, tu ai tupeu, n-o să ne fie foarte greu. Mă ascultă cineva Asia? Oare? Sunt singura babă. Încă o dată. Încercarea a doua. Adevărul e că a ieșit, am aici pupa, skinny liner, hai, tu n-ai voie să te usuci. Sunt convinsă că o să mă lase la greu și acest skinny liner, convinsă sunt. Încercarea 3. Dar nu mergem, cum reușesc fetele alea, vreau și eu să știu. Am pus de data asta doar pe partea de jos, asta care nu se transferă. Ia să vedem. Ai, mă, ce e asta? Și eu de aici ar trebui să fac ce? Ar trebui să o iau de la capăt și nu doar să fac eu eyelinerul, ci să-l și retușesc. Că, de exemplu, nu-mi place atât de sus. Ar însemna să vin hot. Și aici jos oricum e stricat. Nope. Bănuiala mea este că nici acest hack nu funcționează și nu este ceva ce am putea să încercăm acasă sau în lume. Am dat la o parte așadar asta și agrafa, după care am mai văzut un hack, ceva cu lingura. Nu văd cum ar putea să funcționeze, mi se pare că o să fie foarte curbat. Și dacă îl pun aici, hai să vedem. Nu le ziceți colegilor de apartament că ei săraci vor mânca cu lingurile astea pe care eu mi le pun pe față. Okidoki. Am pus lingura. Trebuie să se spune că trebuie conectată lingura cu colțul extern al ochiului. Am spălat-o în cazul în care vă întrebați. În primul rând nu se conectează bine, adică nu știu ce ar putea să iasă. Hai să vedem. Ia să vadă fata moșului. În fine, am făcut manevra asta. Iarăși, să zicem că ăsta este mai bun decât celelalte hack-uri. În primul rând nu văd bine că îmi ține pielea. În al doilea rând a început copilul vecinului să plângă. În al treilea rând, bucățica asta care este aici pe lingură rămasă, vedeți? Trebuia să fie la mine pe ochi. Și practic, ia uite. Linia mea este cumva ridicată așa, rotundă și după aia o ia așa. Nu înțeleg cine propune ideile astea. Eu practic acum iarăși trebuie să o îndrept. Hai să zicem, uite, am îndreptat-o eu din mână. Ok, și acum ar trebui ce să se întâmple? Nu înțeleg. Ha? Mamă, copilul la mic, săracu. Nu, poate pe plâns. Ce naiba? Bine, ce-i drept? Dacă ar fi o... Păi am să zic că arată mai bine decât ăsta. Mi se potrivește mie mai bine forma asta. Dar... mai mult mă chinui. Deci cred că mai degrabă aș sta și aș încerca eu să-l fac. În fine, hai să ștergem. Și acum, în primul rând, atâtea failuri mă fac să cred că îmi stă mai bine așa decât acum. Bun, hai să mai am două failuri, voiam să zic, două încercări. Și următoarea încercare o să fie cu scotch. Opulența este foarte mare, eu nu mai am scotch în casă, așa că vom face asta cu washi tape. Partea bună la washi tape este că are mai puțin lipici pe el decât un scotch. Și am luat și un washi tape cu glitter.
Și asta trebuie să iasă. Asta știu sigur, sigur că trebuie să iasă. Ai, niciodată. Și până aici nu este absolut nimic nou pentru voi, sunt convinsă de asta. Știu că în liceu făceam și eu treaba asta. Dar am zis să vă arăt că poate sunt aici fetițe mai micuțe care abia acum încep să se macheze și cărora nu le iese eyelinerul. Ok. Așa. Și-a ieșit un eyeliner. Că mai trebuie noi să mai exersăm puțin la codița asta de final, e altă treabă. Și eventual să arunci naibii eyelinerile astea care nu merg. Și să-l cumperi unul ca lumea. Ok. Și înainte să-l stricăm, să spunem că vreți să faceți o linie complet dreaptă, adică să unim punctul cel mai înalt cu codița, da? Lipim și sus. Mamă, o să iasă aici un eyeliner. Mai jos, cam așa, ok. Dacă ar și sta al naibii. Și acordul să fie perfect drept. Eu încercam în liceu doar partea cu pusul scociului jos, n-am pus niciodată sus, dar tacul ăsta și cu scoci sus are potențial. Bineînțeles, bine ar fi să nu îl stricați după aia. Ei, am încercat. Poate că dacă mai încerc de două ori o să iasă și bine. Și cu asta s-a făcut eyeliner. Uf, am două diferite și greșite amândouă. Trebuie să ștergem iarăși una dintre ele. O să-l șterg pe ăsta, după asta. Am derma ceva. Ia uite cum ștergem noi eyelinerul. Ia uite cum tăiem ceapa, ia uite cum tăiem. Dar la copiii 402 se mai uită cineva? Când era mai mică, de fapt, care când era mai mică, că acum mă uit. Mie îmi place foarte mult Viața cu lui, nu știu dacă voi vă uitați. De fapt, sunt convinsă că fetele de vârsta mea știu de Viața cu lui. Fetele mai mici decât mine sper să afle de Viața cu lui, că este foarte, foarte tare desenul ăla și chiar merită. Mi-am pus ceva negru pe față. Ultima chestie pe care vreau să vă arăt, de fapt pe care vreau să o încerc aici de față cu voi, este chipurile. Să tăiem o bucățică din un carton dreptunghiular, să spunem. Și aici ar trebui să tăiem o formă de eyeliner cum vrem noi să-l punem pe față. Și să zicem, nici nu știu cum îl vreau. Mă rog, o să vreau o formă așa. Și una așa, nu? Asta cred că vrem toate. În principiu, o codiță frumoasă pe care să o facem cât ai zice la paște. Uite, să zicem că vreau forma asta. Vreau forma asta? Asta e în jos. Nu, asta. O pun așa pe ochi. Pe ochi. Pe ochi. Și completăm înăuntru șablonului. Ca la grădini. Cred că la grădini e așa mai bine. Ei, asta chiar... Băi, de asta chiar a ieșit. Mamă, și-am făcut un șablon așa, la nimereală. La nimereală. Na, problema mai e după aia când continui șablonul cu mâna liberă. Aceleași probleme ca la grădiniță. Se pare că viața nu se schimbă chiar dacă tu mai înaintezi în vârstă și mai schimbi școli și facultăți și mastere. Aceleași probleme ca la grădiniță. Deci trebuie să mă apropii și să vă arăt, pentru că eu am pornit de la ideea că aceste hack-uri sunt așa, niște metode de a face eyeliner-ul, dar mai degrabă sunt niște guidelines pe care tu poți să ți le trasezi ușor. Și dacă celelalte hack-uri n-au funcționat neapărat cum îmi doresc eu și mă așteptam cumva să nu funcționeze, cum de altfel nici ăsta nu mă așteptam să funcționeze, trebuie să vă arăt ce a ieșit aici. Bineînțeles că forma pe care am făcut-o eu este una destul de nefericită. Am făcut-o la nimereală, adică nu mi-am dat silința. Dacă cred că vă dați silința, o să pe iasă ceva ca lumea. Uite cum a ieșit ochiul ăsta cu forma aia pe care am făcut-o eu. Mie chiar mi se pare că arată foarte bine și cu două, trei mici retușuri, cum ar fi retușul ăsta micuț de aici,
Cred că este un hack foarte bun dacă nu știți sau nu aveți îndemânare sau nu vreți să exersați, să vă iasă o codiță minunată. Bine, asta nu e departe de a fi minunată, dar este acceptabilă. Măcar nu mai văd codițele alea până la Dumnezeu trase așa. Păi, acesta a fost clipul nostru de astăzi. Sper că v-ați distrat cu mine și sper că vreți și voi să încercați unul dintre aceste hack-uri minunate, pentru că sunt, până la urmă, niște chestii foarte fun de încercat într-o duminică, dacă vă plictisiți teribil tare. Până data viitoare, nu uitați că pe mine mă găsiți pe Facebook și pe Instagram și vă invit cu mare, mare drag să vedeți atât secțiunea de beauty, cât și secțiunea de vlog de pe acest canal. V-am pupat, fetelor! Pa!